Mi-e destul de greu să vorbesc acum despre cum vor influența mașinile autonome industria asigurărilor după poza domnului Cătălin, în care vedeam asigurări în curte. Dar voi încerca să prefigurez ceea ce se va întâmpla și cum va fi influențată industria din acest punct de vedere. Să vedem dacă merge și pointerul. Prezentarea e în engleză, voi ține în română. Cert este că chiar dacă avem dificultăți și lucrurile nu evoluează linear, lumea este într-o continuă schimbare. Schimbarea vine cu viteză asupra noastră. Acest lucru au spus-o și antevorbitorii mei. Dacă nu mă credeți pe mine, va trebui să-i credeți pe dânsii. De ce vine schimbare cu viteză? E, în primul rând, potențată de tehnologie. Tehnologia este cea care generează viteza schimbării. Este clar că toate lucrurile din jurul nostru devin tot mai smart, conectate, interconectate. Discutăm deja despre telefoane smart, clar, televizoare smart, până și mașini smart și chiar și orașe smart. E, de fapt, o tendință foarte la modă sau un buzzword în ultima vreme, mai ales în România, vis-a-vis de Smart City și tot ce înseamnă ecosistemul Smart City. Și pentru că tot vorbim de ecosistemul Smart City, este clar că și mașinile autonome intră în acest ecosistem și, de fapt, ce spun experții, sau marea majoritate a lor, este aceasta că până în 2030, mașinile autonome vor fi dominante în piață. Vom vedea foarte puține mașini care nu mai sunt autonome. Iar acest lucru va perturba tot ce înseamnă ecosistemul din jurul mașinilor, de la producție până inclusiv la partea de asigurări. Deci tot ce se învârte în momentul de față în acest ecosistem, toate industriile vor fi afectate și chiar dacă 2030 pare, hai să spunem, ca și orizont de timp undeva foarte departe, o să treacă într-o clipită. De ce? Pentru că am spus că tehnologia face ca lucrurile să se evolueze rapid, iar din acest punct de vedere, asiguratorii vor avea, spunem noi, o fereastră de timp foarte mică să se adapteze la această schimbare. Și haideți să vedem care ar fi, hai să spunem, provocările, da, pe care o mașină autonomă sau automatizarea mașinilor le-ar genera pentru industria asigurărilor. Sunt atât, când vorbim de provocări, vorbim atât de oportunități, cât și de anumite riscuri care apar. Și, în primul rând, cea mai mare și cea mai dezbătută ar fi cea de vis-a-vis de răspundere. Ce înseamnă acest lucru? Foarte mulți se întreabă, în momentul în care o mașină este implicată într-un accident, o mașină autonomă implicată într-un accident rutier, cine este responsabil? Având în vedere că mașina nu este condusă de un șofer, da? Foarte mulți vor spune că producătorul acelei mașini este responsabil. Dar dacă ne punem întrebarea, mașina respectivă n-a fost cumva subiectul unui atac cibernetic? Pentru că mașinile autonome au foarte, foarte multă tehnologie care poate fi accesată de teroriști cibernetici. Deci sunt discutabile opiniile vis-a-vis și modul în care societățile de asigurare își vor adapta produsele vis-a-vis de răspundere. Apoi, încă suntem la început în ceea ce privește reglementarea legislației și ajustarea legislației cu privire la mașinile autonome. Aici va fi o provocare atât la nivel de țări, cât și la nivel de întreagă Uniune Europeană să avem o legislație armonizată. Partea de subscriere. În acest moment, în contextul actual, subscrierea se face având în vedere parametrii cum ar fi
În primul rând, bonus-malus, da? În câte accidente a fost șoferul implicat, marca, modelul mașinii eventual și un număr de kilometri estimați anual în anumite cazuri. În noua paradigmă, șoferul iese din ecuație, da? Nu mai facem un assessment pe șofer, ci va trebui să analizăm tehnologia care stă la baza unei mașini autonome. Deci, practic, cel care face subscrierea va analiza tehnologia și nu șoferul, nu omul. Costurile de reparație. Este un alt parametru de luat în considerare. Mașinile cu tehnologii care facilitează conducerea autonomă a unei mașini sunt clar mult mai scumpe, da? Decât mașinile care sunt pe drumuri în ziua de astăzi. Prin urmare, și costurile de reparații în eventualitatea unui accident pot fi mai mari. Și ar trebui luate în considerare atunci când vom avea o poliță de asigurare. Cum am spus, atacurile cibernetice, mașinile fiind expuse, interconectate unele cu altele și transmițând date către sisteme terțe, sunt supuse riscului cibernetic. Frecvența daunelor. În momentul de față, conform statisticilor, 90% din daune sunt datorate unor erori de natură umană. Deci oamenii sunt cei care provoacă accidentele și respectiv daunele. Scoțând factorul uman din această ecuație, pentru că omul nu va mai conduce mașina, va scădea și numărul de daune. Prin urmare, ar trebui să aibă efect și asupra primei de subscriere a polițe. În condiție în care prima de subscriere ar putea scădea, se pune întrebarea cât de profitabil va mai fi un asigurator. Așa. Că tot vorbeam de prima, da? Prima de asigurare probabil va trebui să fie reconsiderată sau modalitatea de stabilire a primei de asigurare să ia în considerare cu totul alți factori decât să iau în considerare în momentul de față. Modelul de business. Modelul de business clar trebuie adaptat la noile realități. Companiile de asigurări care nu vor reuși să-și adopte sau să schimbe modelele de business, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, nu vor reuși să supraviețuiască într-o astfel de nouă abordare sau sub influența unor astfel de tehnologii. Sunt multe companii de asigurări care sunt focusate sau oferă produse și servicii de asigurare strict pe zona auto. Prin urmare, ele sunt cele care vor trebui primele să se adapteze la noile schimbări. Și ca să nu plec fără o cugetare, aș spune că, deși cumva vorbim sau m-am referit la ceea ce se va întâmpla în 2030, viitorul este deja aici și vom vedea că zona de motor insurance va suferi și până în 2030 modificări, în speță sub presiunea unor tehnologii, cum ar fi usage-based insurance sau modalitatea în care conducem pe drumurile publice. Telematica își va spune cuvântul asupra modului în care se vor face asigurări din acest punct de vedere. Și, bineînțeles, ceea ce deja se întâmplă și s-a povestit deja, tot ce înseamnă cyber security în viitorul apropiat va fi foarte, foarte uzitat ca și modalitate de ofertare, mai ales a companiilor de tehnologie, de către companiile de asigurări. Mulțumesc frumos!